Bună seara tuturor! Cineva avea un dubiu că orașul Tecuci există, am dovedit-o de zeci de ori prin Skype și prin internet. De la fața locului v-am transmis ceea ce am avut să vă spun și mă bucur acum să vă văd, pentru că erați frumoși și interesanți și din imaginea aceea pe care o vedeam pe ecran, dar mai frumoasă este întâlnirea față către față și mai utilă. Evident că, fără discernământ, nimeni nu este în stare să vorbească despre iluzii. Discernământul este singurul mijloc prin care putem distinge între adevărat și fals, între bine și rău. Iluzia este cea care mimează. Iluzia este cea care ascunde. Și fără discernământ, niciodată iluzia nu este la egal. De aceea, titlul, așa cum a spus Părintele, este o completare foarte bună. Ne-am completat fără să stăm prea mult la discuții. Așa, prin câteva gânduri. Și, practic, în seara aceasta, o să fiu alături de dumneavoastră cu mai mulți prieteni. Mulțumesc. Da, mulțumesc. Va fi prin telefon Părintele Anatol Negruță, care este colegul autorului pe care vreau să vi-l propun în seara aceasta. Este vorba de Bertrand Vergeli. Este un filozof și un teolog ortodox francez, unul dintre cei mai buni scriitori pe tema transumanismului. Și pentru că n-am avut încă posibilitatea să mă întâlnesc cu autorul față către față, neajungând în aceste vremuri la Paris, l-am rugat pe Părintele Anatol să intervină și să ne spună câteva cuvinte despre el, cum este ca profesor, cum este perceput acolo în Institutul de Teologie Ortodoxă Sfântul Serghie. Înainte de a vorbi Părintele Anatol, am întrebat un student de-al lui, de la Iași, cum este acest Bertrand Vergeli. Și mai sunt două cuvinte, sper să nu vă mire, mi-a zis că este un nebun foarte deștept. Și am zis, da, nebun în sensul creștinesc și deștept în sensul filozofic. Așa este, când ne-am citit parte dintre cărți, am descoperit că este un om foarte, foarte deștept și, într-adevăr, în perspectivă creștină, este un adevărat nebun al Franței. Astăzi sunt vreo 70-100 de filozofi în Franța. Filozofii creștini sunt maximum 5, iar între filozofii creștini, el este unul dintre cei mai strălucitori, pentru că este un filozof ortodox, pentru că a venit din înțelepciunea Antichității și a descoperit înțelepciunea duhovnicească creștină prin viața de la Institutul Sfântul Serghie. Am adus la mine câteva dintre cărțile sale, este un autor prolific și vreau să vă spun de la început că Părintele a spus că transumanismul a fost pentru simția sa o noutate, că a auzit acum 2 ani despre transumanism. Vorbeam cu prietenul meu Adrian la intrare că suntem în transumanism până la, dacă vreți, până la gât sau până la urechi. De foarte multă vreme. Și nici măcar nu conștientizăm. Sau dacă începem să conștientizăm, spunem că sunt chestiuni exotice sau că sunt lucruri care astăzi sunt și mâine dispar, dar surpriză nu dispar, ele sunt din ce în ce mai acceptate și devin din ce în ce mai stabile în societatea noastră. Transumanismul, și nu vreau să fac un joc de cuvinte, pentru că astăzi suntem în Duminica Izgonirii din Rai, este edenic și endemic. Se ia ca o boală. Se răspândește ca o gripă, ca o pandemie, pentru că oamenii vor să fie din ce în ce mai mult, hai să zicem așa, îmbunătățiți. Să fie unul cât mai perfect. Perfecțiunea întruchipată. Dar ce să faci când omul este plin de bube, când este plin de neputințe? Cum să-l faci perfect? Aceasta este marea provocare de marketing a transumanismului. Cum să faci din om ceva, hai să zicem, perfectibil? Bernard Vergeli a scris mai multe cărți și
În anul 2011, el face o sinteză a operei sale și spune așa. Am scris cărți în trei direcții. Popularizarea filozofiei și a istoriei filozofiei și a fost un foarte bun interpret al marilor filozofi. Kant, Aristotel, Hegel și așa mai departe, fiind un foarte, foarte bun specialist în filozofie. Apoi, reflexia asupra evenimentelor limite ale morții, suferinței și răului. Am aici trei cărți, una se numește Suferința, este lucrarea lui pe care a scris-o în momentul în care a participat la niște discuții interdisciplinare cu medicii din Franța. Și medicii aveau nevoie de o perspectivă ortodoxă, creștină asupra suferinței. Pentru că deja vorbeau foarte mult de eutanasie, de soluții rapide, de tot felul de, eu știu, artificii de genul acesta și atunci el vine și spune, nu e așa. Suferința înseamnă altceva. Și vine și scrie cartea aceasta, Suferința. Apoi scrie o altă carte extraordinară care se numește Tăcerea lui Dumnezeu. De ce a fost cu putință Birkenau, Auschwitz? De ce au fost cu putință asta? De ce a tăcut Dumnezeu, în ghilimele? De ce tace acum, când vede ce se întâmplă în Siria? De ce tace Dumnezeu când vede ce se întâmplă în Europa? Și așa mai departe. Aici explică că nu este nicio tăcere. Dumnezeu și când tace, vorbește. Și vorbește în tainicul sufletului nostru. Așa cum astăzi se spunea la Sfânta Evanghelie, că atunci când omul vrea să postească, în sufletul lui, acolo, se întâlnește cu Dumnezeu, de unde rezultă că postul este o teofanie, o antropofanie, pentru că și omul îi se arată lui Dumnezeu, și o întâlnire a acestor două arătări. O altă lucrare frumoasă este aceasta, întoarcerea la minunare, s-ar putea traduce. El spune că am pierdut facultatea de a ne minuna, de a ne bucura de lucrurile din jurul nostru. Este o teză extraordinară. Niciuna dintre aceste cărți nu se găsește în limba română. El este un autor completamente netradus. Din acest motiv, în seara aceasta, vorbim la București, poate între primele dăți despre Bertrand Bergeri, vrem să-l facem cunoscut din mai multe motive. A fost o singură dată în România la Mitropolia Moldovei la Iași, invitat acolo, a ținut o conferință, dar este încă un autor tânăr, are 66 de ani și are tot timpul să ajungă și în limba română. Cu privire la moarte, a scris această carte foarte frumoasă, Convorbiri dinaintea morții, sunt la căpătuiul morții, dacă vreți, la marginea morții sau înaintea morții, sunt convorbirile pe care le-a avut cu mama lui. Mama lui care era pe moarte, Colette, și care era o femeie foarte credincioasă, spune el, mama mea m-a făcut creștin și de la ea am văzut ce înseamnă creștinismul. Iar de la Olivier Clément a văzut ce înseamnă ortodoxia. Și el este practic un ucenic al lui acest Olivier Clément, care a fost ateu până la 30 de ani și care apoi s-a convertit direct la ortodoxie. Și această carte face parte din categoria a doua cărților sale. În fine, spune, am scris cărți despre fericire și despre credință. Sunt celelalte cărți, nu le-am la mine, despre fericire. Aceasta este despre fericire și despre credință. Dar în ultima vreme, din 2011 încoace, de aproape 8 ani, se preocupă de ceea ce înseamnă transumanism. Deci, practic, el în curând va împlini 10 ani de meditații și studii cu privire la transumanism. Cartea pe care vă prezint în seara aceasta este proaspătă, e caldă. A apărut de câteva luni la Paris. Am primit-o și eu prin jertfa unui prieten care a fost acolo și care mi-a dăruit-o. Se numește Transumanismul, Marea Iluzie. Este o trilogie care conține în ea trei cărți. Prima se numește Ispita omului Dumnezeu. A doua se numește Tratat de rezistență pentru lumea care va veni. Și a treia se numește Distrugerea realului. Deci această trilogie
este, dacă vreți, până acum sinteza gândirii sale cu privire la transumanism și este o gândire, încă o dată spun, ortodoxă. Este prima și singura perspectivă ortodoxă cu privire la transumanism pe care o avem aici în România și despre care vorbim în seara aceasta. În partea a doua, o să vă spun câte ceva despre această carte și o să deschid câteva perspective pentru că, practic, am dorit să fie un dialog. Vă spun că toți suntem experimentați în transumanism. În seara asta vom vorbi cu toții din propriile experiențe, chiar dacă nebănuite sau neconștientizate. Așa cum o mare secată scoate la iveală tot felul de peisaje și de vietăți nebănuite. Și ați văzut când vine o tornadă, uneori mută cantități impresionante de apă dintr-un loc în altul, chiar mari cantități. Tot așa și secularizarea, care era și este înțeleasă de Max Weber ca o diminuare globală a caracterului religios al societății, scoate și ea, secularizarea, la iveală, tot felul de surogate și de isme. Ortega y Gasset spunea că ismele sunt funii de mătase cu care se spânzără generațiile și popoarele întregi. Ei bine, transumanismul este o spânzurătoare globală. O spânzurătoare globală care, dacă ar fi să ducem metafora lui Ortega mai departe, i-a prins sau ne-a prins în mrejele sale și ne face deja să ne gândim că putem avea totul, o să intru în detalii, fără Dumnezeu. Putem avea totul fără Dumnezeu. Adică putem scăpa de moarte, sunt tot felul de inginerii, acum hai să prelungim viața, se spune că prin 2035, spune că Bertrand Bergerie, s-ar putea cineva să iasă la televizor și să spună am învins moartea, stați liniștiți, următorii vor trăi, cei care au ajuns acum vor trăi 250 de ani, 300, avem tot felul de softuri la îndemână. Apoi boala. Cum să scăpăm de boli? Iată, avem soluții pentru tot felul de, hai să zicem, probleme. Te spune Mântuitorul, te smintește ochiul tău, scoate-l, ca să nu te duci cu el unde nu trebuie. Vine transumanism și spune, te deranjează ochiul tău, nu mai vezi bine? Scoate-l și îți spunem noi unul bionic cu care vei vedea și ceea ce nu se vede. Vei vedea și noaptea, vei vedea și ziua, vei vedea și prin pereți, vei vedea absolut totul, dar cu care nu vei mai vedea nimic în tine însuți. Cu care nu vei mai coborâ niciunde. Vei vedea orizontal, dar nu vei pătrunde nimic. Asta e darul tehnologiei. Te duce, te face să te extinzi și nu te lasă să pătrunzi niciunde. Omul care a creat tehnologia, că despre tehnologie este vorba în transumanism, a ajuns acum să ceară de la tehnologie să-l facă super-om. Eu te-am făcut, zice omul, acum e rândul tău să mă faci mai bun. Eu constat că sunt din ce în ce mai rău. Șubrezit. Am tot felul de probleme. La serviciu nu merg lucrurile bine. Uite câte sunt. Fă-mi ceva ca să stau mai bine pe poziție. Și atunci tehnologia este chemată să găsească acest hocus-pocus, ca să spun așa, și să-l scape pe om de toate lipsurile sale, inclusiv de moarte în ultimă instanță, transformându-l, zice Bertrand Bergerie, în omul Dumnezeu. Spune așa apare omul Dumnezeu. Omul Dumnezeu nu este omul care caută să se îndumnezeiască cu ajutorul lui Dumnezeu, prin Duhul Sfânt. Nu, omul Dumnezeu este cel care vrea să se facă Dumnezeu împotriva lui Dumnezeu, fără Dumnezeu. Și cum? Ce aliat mai puternic decât tehnologia super avansată din zilele noastre care să-L facă Dumnezeu? Transumanismul, spune Bertrand Bergerie în anul 2016, se erigează într-un răspuns la criza umanismelor.
Deci noi suntem, cum să vă spun, suntem la capătul unei crize de sute de ani. Umanismul care a venit și a promis că îl va face pe om, că îl va scoate din evul mediu întunecat și că îl va face stăpânitorul lumii și al Universului, a intrat de nenumărate ori în criză. Și spune Bertrand Bergeri, iată câte feluri de umanisme au fost, toate au ajuns în criză. Dacă Dumnezeu s-a făcut om și omul s-a făcut Dumnezeu, cu dâmbic, bineînțeles, de-a lungul istoriei, cel din urmă, Dumnezeu omul, s-a manifestat în patru feluri, prin cele patru umanisme pe care lumea occidentală le-a cunoscut și le mai cunoaște. Primul este umanismul eroilor, care a început în Renaștere, al creatorilor fără creator. Marii renașcentiști, l-am studiat și pe Leonardo la licență, știu despre ce vorbesc, au vrut să fie într-adevăr super, super creatori, mari creatori, și mi-amintesc momentul în care Michelangelo, când a terminat aceasta a lui David, i-a dat un ciocan peste genunchi și a zis, Dumnezeu este perfect, eu sunt doar om. Nu aș putea să las această statuie să creadă lumea că e perfecțiunea artei mele. Așadar, al creatorilor fără creator. Eroul acesta din primul umanism își are și își este propria religie și propria scriptură. Un concept interesant apare în Franța, Michel Onfray scrie o carte care se numește Scriptura de sine. Ateul, zice, își este propria scriptură. El își este Dumnezeu, el își este apostol, el își este ucenic. Își are propria scriptură. Al doilea umanism este al libertății fără eliberator. Un umanism al libertinului. Și acest umanism, spune Vergeri, a intrat în criză. Când ai prea multă libertate, ajungi în libertinaj și când ajungi în libertinaj, te saturi de libertinajul tău și ajungi în deznădejde și așa mai departe, în cele mai sumbre situații. Al treilea este umanismul salvatorului fără izbăvitor. Adică al revoluționar. Revoluționarul vrea să schimbe toată lumea și să salveze pe toți, dar el însuși nu se poate salva pe sine. Mi-aduce aminte de o vorbă a lui Buddha, care spunea la un moment dat, aș vrea să vă spun adevărul, zice el. Dacă vă închipuiți că eu știu cum să ajung la iluminare, vă înșelați. Și mi s-a întâmplat și mie odată. Cum știu ce a fost? Atunci au rămas șocați ucenicii lui și au zis, păi, noi ce facem? Și vă așteptați și voi iluminarea când vă veniți și mai departe. Ei, vedeți ce înseamnă să nu cunoști mărturia directă a personajului principal din budism și să te duci pe drumul acesta. S-a întors Mircea Eliade din India și după ani și ani de studii acolo a zis, abia acum am înțeles de ce merg cu oamenii duminica la biserică. A simțit el nevoia să facă mărturisirea asta și abia acum am înțeles. Am trecut prin experiența asta a yoga, buddhism și așa mai departe și acum realizez importanța ortodoxiei. Al patrulea umanism este umanismul iubirii fără Dumnezeu. Umanismul moral. Astăzi, iubirea cu I mic, cu cum vreți, a devenit un Dumnezeu în lumea noastră contemporană. Iubirea care are multe forme și multe manifestări, dar care nu are nicio legătură cu iubirea cea adevărată. Iubirea care pe toate le rabdă, pe toate le îndură și așa mai departe. Știți foarte bine textul acela frumos. Acest om care s-a făcut pe sine Dumnezeu este în mintea lui personajul central al transumanismului, el jucând în același timp rolurile de narator, de personaj și de spectator. Pofta aceasta teribilă de autodepășire prin augmentare tehnologică, concepte din transumanism, este descrisă în partea întâi a trilogiei, care se numește Ispita omului Dumnezeu. Aceasta este cartea, Ispita omului Dumnezeu, pe care Vergeliu o gândește în trei capitole și pe care o scrie foarte, foarte bine, să vă spună Părintele Anator, el este un scriitor socratic. El scrie cum vorbește. El când scrie și imaginează că e în fața oamenilor, și le povestește ceva. Așa scrie.
Toate cărțile lui sunt cărți de oratorie. Sunt o oratorie scrisă, dacă vreți, așa o cumpărați. Și omul Dumnezeu, cu de la sine putere, a hotărât să se considere un Dumnezeu, zice Bertrand Duchesne. Când intervine în societate, atenție, degradează totul. Binele, frumosul și adevărul. El prosperă prin puterea anonimatului, care scade prin demascarea acestuia. Deci Vergilii spune așa, omul acesta Dumnezeu este atot puternic la ora actuală pe fața Pământului. Și v-am spus că e și o pandemie de transumanism, toți vor cumva să fie mai mult, mai bine, mai important și mai departe. Și Vergilii spune așa, în momentul în care vom demasca această falsă putere a Lui, în acel moment îl vom salva pe acest om. Vedeți, este ca în războiul nevăzut. În momentul în care demaști, în ghilimele, falsa puterea celui rău, în momentul acela e tăiat din putere. Și bătrânii, o să ajungem imediat, asta făceau. Scoteau din înșelare tinerii, monarhi sau viețuitori care începeau să creadă în iluzii de tot fel. Când Vergilii dă în vileag cabala, în ghilimele, acestui om Dumnezeu, el o face fără teamă. Asta m-a bucurat foarte mult să citesc în cărțile lui. De cel care îl manipulează pe omul Dumnezeu. El spune, este Satan. Nu altcineva îl manipulează pe omul Dumnezeu, ci chiar Satan este. Și în momentul acesta vă imaginați ce fețe fac pe ochii francezi. Toți care sunt marți și am mai departe, zic, ăsta nu e serios. Ar trebui să-l punem la index. Să vorbești în Franța laică, transumanistă, despre intervenția celui rău în viața societății, este un act de foarte mare curaj. De altfel, ultima lui carte, care se numește Iluminismul Obscur, a apărut în 2018, este un scandal, în ghilimele, de mari proporții în cultura franceză. Toți filozofii francezi, așa ceva nu s-a văzut de sute de ani, pentru că la ei iluminismul este o religie. E tabu să scrii de rău despre iluminism. Ei bine, s-a trezit Vergilii, în ghilimele, să scrie o carte întreagă și să spună că iluminismul acesta este plin de iluzii. Așadar, Vergilii o face fără teamă, fără dispreț față de căderile și de iluziile și înșelările acestui om. Și fără constrângere, el îți spune, ești în înșelare, asta nu-i bine, dar dacă vrei să te schimbi bine, dacă nu, nu, nu insistă. Cele trei caracteristici sunt, de altfel, fațetele discernământului duhovnicesc, care este tema întâlnirii de astăzi. Nu vorbim aici doar despre un filozof creștin, gata să scoată pana împotriva tuturor obscurităților, așa cum am spus în ultima carte. Sau despre un apologet contemporan, gata să apere adevărul mântuitoare de credință. Ci vorbim, doamnelor și domnilor, despre un adevărat gheronda. Bertrand Vergilii este între scriitorii europeni un gheronda, un bătrân înțelept, un duhovnic adevărat, mirean, care este dispus să sufere alături de cei care caută frumusețea chipului lui Dumnezeu din ei. Părintele o să ne spună probabil mai multe despre ce înseamnă această lucrare a unui bătrân, gheronda, e starețul în limba slavonă, gheronda în limba greacă, care de fapt este cel care aduce în viața noastră discernământul. Discernământul fiind o harismă, nu vine prin telefon, nu vine prin abonament, ea vine prin ascultarea de duhovnic, duhovnicul care are la rândul lui harisma discernământului. Acest Bertrand Vergilii, la 66 de ani, este un om care se împărtășește în fiecare duminică. Cred că l-am spus foarte mult. Este aproape ca un preot. Un preot este aproape dator să se împărtășească și cred că așa se întâmplă duminică de duminică. Un mirean
care predă științe politice, care predă filozofie, care predă teologie morală la Sfântul Serghie și el se împărtășește și fără îndoială că prin lucrarea aceasta a Duhului Sfânt este cel care se arată purtător de discernământ. În final, aș vrea să vă mai spun ceva. Legat de ce începem noi astăzi? Ce se întâmplă din seara asta? Că nu lăsăm sec de brânză sau de lapte sau de ouă, ci lăsăm sec de disperare, de ignoranță, de foarte multe rele, lăsăm sec de tot ce e rău în noi, lăsăm departe rău, sau încercăm, dar o învățătură aparte a Sfintei Scripturi care m-a umplut astăzi de bucurie este aceasta. Ce când postești, să nu te arăți oamenilor, ci acolo în tainița inimii tale să te arăți lui Dumnezeu. Deci postul este întoarcerea omului la starea de dinaintea căderii din rai. Când Adam și Eva se întâlneau față către față cu Dumnezeu. Deci chemarea postului este chemarea întâlnirii față către față a noastră cu Dumnezeu. Postul este și teofanie și antropofanie. În același timp, suntem chemați aici în inimă să ne întâlnim cu Dumnezeu. Și îmi amintesc că spune, atunci când Mântuitorul a postit, n-a plecat singur în pustie, ci l-a luat Duhul, spune Sfântul Evanghelist Matei. Cu alte cuvinte, lucrarea postului este o lucrare harismatică. Adică postim cu ajutorul lui Dumnezeu prin lucrarea Duhului Sfânt. Nu postim așa aflându-ne în fața frigiderului și ne-am pus noi voința la încercare și de astăzi nu mai mâncăm nici carne, nici brânză, nici ouă, nici lapte. Nu. Lăsând acestea deoparte, ne umblem de celelalte care sunt duhovnicești. Înțelegeți, doamnelor și domnilor, că în seara aceasta v-am prezentat un om care trăiește la vreo 4.000 de kilometri distanță, care cu siguranță este la o slujbă de decernie la ora aceasta și care ar fi onorat să fie în limba română într-o bună zi. Mi-aș dori cumva să găsim o soluție prin care cărțile lui să fie traduse și în limba română și să fie un fel de lucrări fundamentale pentru cei care studiază și la teologie și la filozofie această, haide să zicem, mare doctrină a transumanismului. Aștept un mesaj de la Paris, de la Părintele Anatol, care v-am spus este coleg cu autorul nostru și când va ieși de la slujbă, vă spun așa, am făcut o înțelegere, va da un bip și în momentul acela o să-l sun și o să ne spună câteva cuvinte, nu știu când va fi, dacă va fi, sper să fie. Noi am făcut această înțelegere și acum vă mulțumesc foarte mult pentru răbdare, pentru atenție. Aș dori să treceți dincolo de această prezentare, să căutați pe internet că sunt multe cărți despre transumanism, dar cărți ortodoxe despre transumanism sunt doar cele scrise de Bertrand Berger. Aceasta este noutatea acestei seri. Avem un ortodox care a scris foarte bine despre transumanism. Mulțumesc mult, Părinte!